Hai, salutare guys și bine ați venit la nou episod. Știți bine și ați văzut pe unde suntem. Hai să începem și noi un pic de ăsta. După cum vedeți, facem început de fermer, pentru că pacea nu permitem și așa mai departe. Mă rog, nu contează treaba asta. Trebuie să faci pe undeva la 4 minute jobul. Îți dă ceva. Dar nu îți dă ca și asta. Jobul de... cum se numește, mă? Ăla de florisal, cum dracu. Dar fii atent schema. Cultivă terenul pentru încă 214 secunde și dacă nu vei merge cu minim 10 km pe oră, nu-ți va funcționa timerul. Aici să fiți foarte atenți, pentru că de foarte multe ori, un exemplu, nu poți să te duci chiar cu 12 și... atunci o să trebuiască efectiv să îl schimbi. Și adică să mergi pe undeva mai par cumva. Și dacă merg, uitați-vă la timer numai, dacă merg pe undeva, cred că pe aici, nu, prin partea cealaltă. Ia hai să ne ducem prin partea asta. Bă, arată destul de fain tractoarele. Chiar îmi plac. Bă, dar patul ăla să nu mai claxoneze, mă, deja e prea disperant, adică... mi-aduce aminte de jocul ăla Marvel Avengers, când vorbea toată lumea. Bă, încerc să fac toate episoadele diverse, ca să le mai schimb din ele. Ia vezi? A, nu, acum... cred că am avut eu ceva bug. Dacă știu bine. Bă, începe deja lumea să mai vină pe aici, să mai facă. Ce mult îmi place la jobul ăsta e că stai numai prin zona asta și dacă vrei, un exemplu, să te duci până la toaletă sau, mă rog, dacă o fumezi, te duci la o țigară, una alta, se oprește timerul și după aia l-ai luat din nou, știi? Și cam atâta faza, știi? Deci, nu-i cine știe ce. Hai că să vă arăt despre ce zic, că după aia mergem la jobul celălalt. Bă, nu mă pun ieri, mă, să fac jobul și gândește în felul următor. Ajung și eu în Paleto, la primul checkpoint, totul bine și frumos, și ghici ce se întâmplă. Nu faci eu un ninja jack. Cred că ați văzut pe TikTok că ne-am zis că l-am înjurat pe ăla, știi? Bă, mi-a băgat ăsta, mă, în garaj, mă, ești nebun? Ăla de jobul de la gunoier cu aia. Și îți dai seama că să vii de aici, știi? Să te duci până dincolo. Bă, e un pic cam mult. Deci, da. Și nu prea m-a convenit, îți dai seama că, hei. Du-te, frate, ia-ți-l. Azi că l-am culcat, că nu știu ce, dar tot a primit jumătate de oră și un warn. Deci mare grijă pe serverul ăsta, bă, că puteți să primiți warnuri foarte multe. Deci, chiar foarte multe. What the fuck, roleplay. Fii atent la ăla. Ba, mă! Opa, greșeala mea. N-am văzut ce motorătă are. Să vedea altcumva. Nu, că dacă ești de acolo, ci că te... Bă, nebunule! Bă, puță! Mă, ce prost e. N-avea nimic, băiatul, în fine. Da, cred că și-a pus bin de ăla. Și-a blocat tastele, știi? Că se mai poate. Și așa, 4 minute poți să faci ce vrei, da. Eu știu. Hai să mergem, că după ne pregătim să mergem în partea cealaltă. Mi-am cumpărat o mașină nouă, că iar făceam jobul... nu, am vrut să mă duc către job după ce s-a întâmplat treaba aia. Ia vezi, imediat facem level 2, dar... da, nu știu, o să vedem. Dacă nu mai știu pe unde să plec. Pe aici? Pe aici. Așa. Mă crezi că o să vin la jefuit ăsta, mă. Îl cred în stare, adică, sincer. Bine că jupați, dacă salvărate. Ce faceți? Păi cum pot să fac rost de bani? Una, două, să băgăm seama cu mapele, îți dai seama. Da, nu. Fiecare face rău pe care și-l dorește, știi? Ok. Stai. Ce-mi trebuie? Apă, mă. Apa, dacă vedeți aici, e super bine, vă dă foarte multe chestii, mă. Deci... hai că o să mă uit de un thumbnail și la treaba asta. Hopa, stai un pic, că nu mai știu pe unde e. GPS. Și de ce a trecut? Ca să nu treci strada? Nu, de ce? De pulă să mă treci strada. Și tu pe mine. Stăm aici sau unde-i? Am înțeles. Ce prost e. Așa-i că ne-ți cauți atenție. A, n-ai nimic? Înțelegi, mie ăla lasă de dorit să înțeleg. Bă, am venit-o prin altă parte cu aia. Ce mă, cum ar fi să tragă, să treacă după mine, să-mi dai direct cap. Cred că pe aici... Mamă, ce e aici, mă? E bun. Hai, că cu asta te poți duce aici, n-are nimeni ce să zic că ești nebun. Că... până la urmă cu Dacia te duci pe câmp în viața reală și n-are nimic. Aprob, am testat. Și am și văzut. Cine n-a văzut înseamnă că ne scot după 2010. Sau, eu știu, poate un pic mai târziu. Vezi că dacă te iei cu Dacia să te duci cam acolo ești, mă. Nu prea treabă, eu o zic sincer. Puteți să încercați. Bine, mă arăteți. Că... păi știi ce vreau să întrebăm? Chiar acum am vrut să întreb de treaba asta, că... dacă ăla... un exemplu... a luat mașina... da? Altă parte. Hai că... un cui... dacă ăla mi-a luat mașina de gunoier și a putut-o băga în garaj, căci că DB-ul, din câte mi-a zis adminul... na. E destul de scump. Cam toate mașinile poate să facă așa și dacă le bag în garaj, un exemplu, ce dâmp. Dacă le bag toate în garaj, un exemplu, poate să fie al lor, mă. Cum ar fi cu aia? Să poți să faci treaba asta, acum sincer. Hai că o să mă interesez, dar nu pe episod, știi? Așa, până exemplu, poate cine vede episodul intre pe server și poate să facă treburi de genul destul de mult. Și... da, nu mă întrebați de ce am acoperit acolo, stai să dau un pic mai mare. Cam așa. Nu vreau să facă meta, deși, da, poate să apese butonul home ăla și cam atât. Dar nu vreau să fac meta pe ID-ul meu, să vadă că nu sunt online, că nu... chestii de genul, știi? Avem și noi prietenii noștri. Și... bine că cine vrea să afle asta, e află oricum de noi. N-ai nicio treabă, inima. Bă, apropo. Deci, pentru episoadele de pe TikTok, un exemplu. Este o mică fază în care, dacă mă duc și bag în filmul ăla, dacă vi s-a mai întâmplat treaba asta, spuneți-mi și mie cum o pot rezolva. O bag la editat, fără să folosesc aplicația direct de pe YouTube, direct de pe Windows 10, un exemplu. A, știi că pot să editez videoclipuri și așa mai departe. Și le bag în filmul ăla. Când le editez, dar nu toate. Nu toate. Am încercat ieri un episod să fac pentru TikTok, cum a fost, mă rog, tichetul, știi? Care am vrut să pun pentru TikTok. Și mi l-a pus cu o dimensiune foarte mică. Nu înțeleg de ce. Și am meditat. Primul ăla cu tichetul era pe undeva la 9 minute. Atâta știu. Și al doilea pe care l-am meditat fix după aia, ca să mă uit dacă mai face treaba asta, era de pe undeva la 15 secunde. Bro, dă-te, frate, de pe mijlocul drumului. Și pe dacă dai în el, RDM, bala alea. Nu, că RDM-ul când scoți arma, RDM-ul e cu mașina. Da, mă rog. Și numai n-am putut să fac nimic, mă. Asta e una din chestiile chiar nașpa, deci mi-am schimbat dimensiunea la videoclip. Și poate te putea uita un exemplu la videoclip numai dacă te dai zoom, mă. Băi, nu știu cum să o pot rezolva, dar cu la format am încercat, știi? Dar normal formate pe 4 trebuie să pui, pentru că cam toate suntem pe 4 până la urmă și nea, nu am găsit nicio rezolvare. Hai să vedem. Bă, acum văd o acțiune de poliție foarte activă față de când am intrat pe server. Deci, na, bă, săs, numai că cine știe cât săs. Iar eu nu prea am un poliție în foc de taxe. Un poliție în foc nu prea m-a interesat să poliția. Am văzut despre ce e vorba, dacă mai stau acolo pe... cum se numește, aici la văm și la dealea, nu prea. Să merg să iei pe toată lumea, să merg să... E normal, trebuie împărțit cu aia. Ori pui vamă, ori nu mai pui, știi? Nu că poliție care, na, normal ar trebui să plece în patrulă, în alta, tu... Mă crezi că o să explodez. Atâta mi-a trebuit. Hai, frate, că aici am checkpoint-ul. Au, dacă vine unul și mi-l fură. Așa, cu tichetul, cum e... Cum o să... Am știut că o să puște. Mamă, ce m-a sperat. Iuuu, dar s-a dus ăla cu tică. Știi ce n-aș pe aici, mă? Că dacă, un exemplu, îți pușcă mașina asta, de asta trebuie să vină mecanic. Deci, pe bine, pentru că cine joacă pe server știe la ce mă refer. Bă, dar trebuie să-ți vină mecanic, ia de ăla. Să-ți o iei pe rampă, să-ți o ducă la reparat, să-ți o nu știu cum, nu știu ce. Deci, bro, e... fucking... alt level, știi? Dacă și-o lăsat asta Diugu, aici, ești bun. E clar că mă și claxonează. Stop-i mai în față. Stop-i mai în față, bre. Am înțeles alta. Am făcut pe drum. Și dacă dai peste ei, după, știi? Mă zice că tu ești ăla care... și stai în gel. Tu te bă de aici, de pe drum. Nu stau eu la gel pentru tine, ești nebun? Bă, șomar. Am în fine. Hai că trebuie să cam așteptăm că... Bă, dar nu știu de unde poate să iasă, adică... De multe mi s-a întâmplat treaba asta încât efectiv ieșea de nicăieri. Și... acolo erai. Cred că s-a dat anunț la poliție că să facă angajări sau ceva s-a întâmplat acolo. Pardon, dar dacă ies de aici, cred că mă scoate cu totul. Hai că nu stă căcatul în cur. De-aia nu, de-aia pun ăla să nu se vadă eu că na. Asta e, știi ce zic. Degeaba, mă, meta să facem pe 5M, să facem prostie meta. A, bine, că nu numai pe 5M, că nu putem să dăm chiar vina pe ăsta, dar totuși. Bă, mă auzi că vorbesc, că un altul. Ok, frate, lasă-mă că să-mi fac o rost, să fac episodul. Eu sunt un exemplu genul de om care, am mai observat voi despre ce vorbesc. Mai mult decât să stau să fac roleplay în prostie, sau mă rog, știți bine, când se poate face roleplay, facem roleplay. Ne-am dat drumul la filmare și cam atâta tot. Când nu, mai bine stau și discut cu voi. Bine, pe episod. Stau și discut cu voi, adică stau și vorbesc, dezbat subiecte, spun tot felul. Pentru că nu... știi cum e? Bă, de multe ori te poți băga într-un roleplay, dar... știi cum e? Nu tot timpul roleplay-urile sunt chiar bune. Vezi că te bagi în față, mâncam ei dropsul. Da. Nu prea mai folosesc băieții slash-miurile alea și dacă mergi și le faci meta să le vezi ID-urile, îți dai seama că o să stai și o să plângă după aia la techete, știi? Ia, vezi, de asta nu mai bag de multe ori într-o roleplay, că nu vreau să... Băi, știu că asta vă doriți, asta vreți să vedeți. Ceartă, scandal. Poate așa și crește mai mult. Dar nu... nu știu, nu-i pentru mine, mă. Mai bine să o povestesc, că văd de treabă. Deși alții nu prea și-o văd, că alții când, știi, direct să bag în seamă. Nu-mi place chestia asta de Pokémon, știi? Bă, mi-e place să-mi stau, să mă joc, să-mi fac job-ul. Roleplay facem. Și să știe clar tot timpul. Roleplay se face, dar când și cum. Dar nu mi-a băgat în seama cu neaca Iese care are 10 ani și cam atât. Da. Da, e clar. Nu o să mă bag în seama cu așa ceva. Deci, m-am oprit pe ăla cu... asta. Cu... aia că Maserati versus Dacia e nebun la cap. Doamne, ce am trăit să o văd, să pun în față la Dacia, ai prins, frate, hoțul. Adică ca și România. Cum, mă rog, nu vreau să dezbat aici subiecte foarte multe, dar acum vă pe câte unul. Mama, am prins nu știu câte kilograme de droguri, apoi eu prins 500 de kg. Bine, un exemplu. Ai, frate, lasă-mă. Știi? Adică... bro, o cantitate destul de mare și una colosală, bine, asta spune de la televizor, că mass media, am oprit o sumă colosală, știi? Ce colosală, frate, că... oricum pe aia nu poți să-i oprești, adică sunt peste toată lume. Deci, na, sincer și realist să fim. Da, nu. Dacă el consideră că cantitate extraordinară, exagerantă de mare, lasă, frate. Lasă acolo, mă înțelegi? E ok după cum spui tu, știi? Bă, poți să vedeți acum, bine, cred că ați mai văzut din episoade cam câți bani luăm. Și level. Nu știu dacă levelul chiar contează pe server. Mi-a zis cineva că e posibil să și contezi, îți dai seama. Dar poate te ajută la job, că dacă poți scapa și mă duc la abilități, ia, am level 3, experiență 30, deci level 3, dar mie mă pare aproape, 2900 am eu acum. Deci, trebuie să văd să caut pe Discord, dacă nu o să trec până în mine, să văd dacă la ce mă ajută levelul, un exemplu. Dacă zice unul care află roleplay, hai că afli roleplay dacă e... bă, dacă vine unul la voi și serverul ăla e pentru level, n-are cum să spună să afli roleplay. Pentru că nu e cum, frate, spune și mie ce level ai tu. Serios. E 100%, deși din orice roleplay pe care l-ai avea pe 1000 de servere. Sincer, deci ea a ieșit din roleplay 100%. Nu mai fac nimic, atâta tot, știi? Hai că de aici mergem cam pe aici, da. Mi s-a mai întâmplat. Nu mai știu pe ce server am jucat. Și mi-a zis admin la un moment dat, bă, eram nou. Făceam level în prostie, era la job. Bă, și l-am întrebat odată pe un admin. Zic, frate, spune și mie, bă, ce să folosește levelul ăla? A, păi afli roleplay. Bă, stăteam, îl întrebam, zic, ce roleplay vrei să aflu, frate? Și, da, majoritatea persoanelor știu că eu când am intrat pe un server, eu filmez non-stop, așa că asta e. Eu nu o să mă duc să stau în gel, un exemplu, pentru o persoană care a făcut un fail. Și eu, poate, în momentul ăla nu am filmare, știi? Hai că am luat cu totul ușa. De aia, dacă puteți să filmați, filmați acolo. Bă, și am început să fac ticket, știi? Adică, da. Bine, te cheai pe Discord, că mi-a zis ăla că am fleuropi și că era s-a certat cu mine, mă. What the fuck? Da, în fine. Bun. Noi, guys, ce vreau să zic? Hai că, ia, facem în felul următor. O să facem așa. Și ne auzim la un nou episod. Așa că nu uitați butonul de like și subscribe și v-am pupat. Pa, pa. Stai că era pe X cumva să ridice mâinile, dar nu mai știu cum. În fine, pa, pa.